Care sunt toate acestea? Mari. Nu la buzunare de ai referit, dimineața! Bine v-am regăsit! Bine, Bine, bună a, pe o mine, o să... Maria știe ce mă interesează. Cele care fac cele mai frumoase poze. Cele da, care da, fac cele mai bune foto. fotografii. Da. Of, da. da. Doamne. Ia să vedem. Păi cam toate deja ce încep are? să facă bune foto fotografii decente. Acum trebuie să-ți setezi și tu așteptările pe măsura bugetului. Dacă cele care fac Corect. fotografii bune, 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 bune de tot se duc pe la 1000 de euro. Cele care fac fotografii bune, bune sunt pe la vreo 3500 de lei. Cele care fac fotografii bune sunt la 2500 de lei. Okay. Cele care fac fotografii... Mm, la vreo și cele absolut. care vor să facă și nu pot Dar în același bine. timp, da, sunt foarte mulți proprietari de telefoane Chiar și scumpe, care nu prea le folosesc pentru fotografii Ci caută mai degrabă performanță sau baterie foarte bună Dar despre toate acestea vorbim chiar acum uh, Am rămas dator cu două telefoane uh, Pe care n-am apucat să le arăt la ora 8 și jumătate Acesta este Oppo Reno7 5G Cred că a fost lansat acum vreo două luni Și ce îmi place... La el ce -mi, ce mă atrage este spatele, ar fi păcat să punem o husă pe așa un spate care are un a, finisaj foarte interesant, pentru că nu știu exact ce culoare are, bate spre albastru ba un pic roz, ba un pic roșu. E foarte plăcut să vezi acest spate și inclusiv în zona camerelor vedem cam același finisaj. Avem cameră principală de 64 de megapixeli, un ecran de 6,43 de inci, un ecran de 90 de herți. Adică se mișcă rapid prin meniu, ecranul având acest, această rată de refresh foarte mare, atunci toate animațiile par să fie foarte rapide. Avem procesor, tot de la Mediatek, producătorul taiwanez de, de chipset iată, începe să aibă o cotă de piață tot mai mare și o să vedem aceste procesoare de la Mediatek din serie Dimensity pe tot mai multe telefoane, în tot mai multe zone de preț. Undeva la 2.700 de lei este acest uh, telefon. De la alți producători cu specificații similare, de obicei găsim un pic mai ieftin, Oppo stă ceva mai sus la preț, e pun un accent mai mult pe finisaje. De la Realme, uh, compania soră din același uh, concern de firme, BBK se numește. Acesta este uh, Realme 9. Tot cu procesor 5G, este 1100 de lei, ecran de 6,6 inci, dar avem 120 de herți. Camera principală are 50 de megapixel, scris frumos și aici sunt 3 camere și știe să filmeze și la rezoluție 4K la 30 de cadre pe secundă. A spune că bateria este punctul forte al acestui telefon pentru că are 5000 mAh, adică ar trebui să țină pentru un utilizator obișnuit cel puțin o zi. Întreagă. De la Xiaomi avem de la brandul mai micuț din familia lor Poco X4 GT și Poco F4 2100 de lei, unul 2100 de lei, celălalt o diferență doar de vreo 20 de lei, 2132 ca să fiu mai, mai precis 2117 lei. diferențe nu foarte mari între ele, unul are procesor Snapdragon, celălalt are procesor MediaTek. Um, acum depinde de fiecare ce caută. Unul are baterie un pic mai mare, celălalt are o baterie mai micuță. Uh, unul știe să filmeze la 4K60, Poco F4 mai exact, celălalt la 4K30 de cadre pe secundă. Deci sunt diferențe uh, destul de ciudate la o practic la același preț. Eu însă aș merge pe Poco F4 pentru că are procesorul Snapdragon, iar multe dintre aplicații și jocuri um, sunt mai bine optimizate pentru acest Poco F4, care îl recunoașteți mai ușor, datorită acestui spate care uh, lucește un pic. Celălalt este e ceva mai mat și se văd și amprentele ceva mai puternic. Uh, bun, telefonul uh, care mi-a atras cel mai mult atenție a zilele acestea este acesta este Asus ROG Phone 6 Pro, este poate cel mai puternic telefon din lume, este un telefon de gaming, de asta are și acest design ceva mai extravagant și foarte interesant. Aici chiar are un ecran de 2 inch OLED pe care pot pune ce mesaje vreau eu, îl pot personaliza, avem și o cameră foarte bună și wide baterie foarte mare de peste 6000 de miliamperi, fix 6000 de miliamperi ca să nu greșesc. Adică dacă e folosit pentru mailuri, chestii uzuale, ar trebui să țină cel puțin o zi, se încarcă foarte rapid, are 18 GB memorie RAM, adică se poate lua la tântră cu, cu orice alt laptop și în momentul în care vrei maximum de putere de la el, este suficient să-l strângi aici în partea de jos pentru că are niște senzori de presiune în momentul în care strâng tare, telefonul vibrează și intră în modul de performanță E și ca să nu se încingă foarte tare cei de la Asus pun la dispoziție și astfel de accesorii, acesta este un ventilator pe care îl conectezi la telefon cam așa și în acest moment am maximum de putere de la acest telefon. Ventilatorul a pornit. Îl pot, pot pune telefonul aici frumos pe masă, cam așa. Și cu un alt accesoriu special. Mă pot juca pe jocurile mele preferate. Și gata. Acestea au fost telefoanele din vara anului 2022. O să mai adun câteva pentru luna următoare. Mă opresc aici. Mai multe detalii găsiți și pe știrile. în secțiunea LKT. Și ne revedem mâine dimineață. La revedere!